Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Vlad Marcoci și vă prezint Patrula Jurnal TV. Fugarul Alexandru Ocul, condamnat în noiembrie 2016 la închisoare și lăsat să fugă imediat după reținere, s-a predat poliției. S-a întâmplat la scurt timp după ce Jurnal TV a relatat despre evadarea lui misterioasă din Inspectoratul de Poliție Botanică. Domnul Ocul s-a predat ieri organelor de poliție. Ulterior, dumnealui a fost reținut, i s-a adus la cunoștință sentința de condamnare și urmează să fie pusă în aplicare sentința de condamnare în privința ultimului. A fost predat penitenciarul numărul 13. În urmă cu 3 ani, Alexandru Ocul a accidentat grav 2 persoane, fiind beat la volan. După o evadare misterioasă, individul a umblat liber până în data de 11 octombrie curent, când poliția a aflat că el stă într-un local din Chișinău, unde se relaxa cu niște prieteni. În timp ce își savura băutura, au apărut 2 ofițeri de poliție îmbrăcați în civil. Luat pe sus, condamnatul a fost dus imediat la Inspectoratul de Poliție Botanică. În timp ce ofițerii perfectau actele pentru a-l preda pe reținut autorităților penitenciare, în birou a intrat Alexandru Migorean, șeful adjunct al secției investigații infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanică. Acesta l-ar fi luat pe Alexandru Ocul în alt birou și din acel moment, condamnatul a fost anunțat iar în căutare. Acum 2 luni, angajații Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului de Interne au inițiat o anchetă internă. Acțiunile dumneavoastră se examinează prin prisma articolului 327, dacă nu mă înșel. Eu abuz în serviciu, adică codul penal. Și e și normal că dumneavoastră va fi, în cazul în care se demonstrează vinovăție, va fi sancționat penal și va fi eliberat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Joi 17 decembrie, procurorul Oleg Veretinone a anunțat că a emis ordonanță de refuz în pornirea urmăririi penale cu atragere la răspundere disciplinară a lui Alexandru Migorean. Sursele Jurnal TV afirmă că la baza deciziei procurorilor au stat declarațiile lui Migorean, precum că respectivul condamnat ar fi sursa lui principală într-un dosar, iar din acest motiv el l-ar fi eliberat. Soarta lui Migorean depinde acum de mărturisirile lui Alexandru Ocul. Până atunci, șeful adjunct al poliției de la Botanica rămâne în funcție. Din ceea ce am acumulat noi, nu avem careva probe pentru a porni o cauză penală în privința lui Alexandru. Oleg Veritino afirmă că ar mai avea nevoie de timp pentru a emite o nouă hotărâre pe numele lui Alexandru Migorean. Până la editarea știrii, Inspectoratul de Poliție Botanica nu a comentat acest caz. Poliția afirmă că în satul Unguri, raionul Ocnița, a avut loc un triplu omor și că are un suspect în acest caz. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani care s-a ascuns într-o pădure din preajma localității Călărășeuca. Tânărul era în stare de ebrietate. Bănuitul a fost reținut și riscă detenție pe viață. 3 persoane au fost găsite carbonizate într-o gospodărie din satul Unguri. Apelul la serviciul 112 a fost făcut după miezul nopții. Incendiul a izbucnit în gospodăria unui bărbat de 43 de ani. În curtea casei a fost depistat cadavrul unui bărbat, iar după stingerea focului au mai fost găsite 2 cadavre carbonizate. Poliția a pornit dosar penal pentru omor intenționat. 8 ani de închisoare cu anularea dreptului de a conduce. Este sentința pe care a primit-o tânărul în vârstă de 29 de ani, care în această vară a urcat beat la volan și a provocat un accident rutier soldat cu decesul a 3 oameni în comuna Piatra, raionul Orhei, printre care și primarul localității. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, șoferul a fost obligat să achite 500.000 de lei succesorilor părților vătămate și 12.000 de lei în folosul statului pentru cheltuielile judiciare. Accidentul a avut loc pe 18 iulie. Șoferul, în stare avansată de ebrietate, se deplasa pe strada centrală din Piatra când, după o depășire neregulamentară, a ajuns pe acostament și a accidentat 4 pietoni. 3 dintre ei au murit, iar a 4-a victimă s-a ales cu traumatisme grave, rămânând țintuită la pat. Sentința este cu drept de atac. Individul care a intrat cu mașina în autoturismul în care se aflau fosta soție și copilul lor minor a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Pedeapsa a fost dictată în lipsa inculpatului, acesta fiind anunțat în căutare.
Procurorii au prezentat probe pe două capete de acuzare, tentativă de omor și conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Fără de lege a avut loc în seara zilei de 31 decembrie 2019 în satul Făgureni, raionul Strășeni. După ce a lovit mașina în care se afla fosta soție cu copilul, făptașul a fugit. În urma accidentului, femeia în vârstă de 35 de ani a ajuns în scaun cu rotile. Clipe de groază într-un bloc de pe strada Vasile Vărzaru din sectorul Ciocana. Un individ de 34 de ani a sărit de la etajul 3 și a stricat o mașină parcată în curte. Vecinii, dar și mama bărbatului buclucaș, spun că acesta ar fi fost sub influența substanțelor narcotice. La nicio oră după ce a fost reținut de poliție și dus la spital, individul a revenit acasă. La un moment dat, dânsul a sărit la etajul 3. Sărind la etajul 3, pe un cozăroc, pe urmă după asta a fugit și a spre maică-sa. Maică-sa lucrează la un magazin aici. Когда он бросился с третьего этажа, он прибежал ко мне на работу и начал кричать, что он видел Иисуса Христа. Nu s-a liniștit. După ce s-a ridicat, tânărul a distrus parbrizul unei mașini din curtea altui bloc, care i-a stat în cale. Мы смотрели в окошко, подошел, сначала дернул за ручку, потом начал локтем по лобовому стеклу и ушел. Un vecin mai curajos l-a prins pe tânărul scandalagiu și a chemat poliția. Cazul a fost documentat și înregistrat cadrul Spitalului de Poliție Ciocana. Persoana a fost preluată de către ambulanță, la un moment îi se acordă îngrijiri medicale. Mai departe urmează să stabilim toate circunstanțele, să vedem ce l-a determinat pe făptuitor, ce l-a determinat să recurgă la gestul în cauză și să vedem. Vecinii spun că era sub influența narcotică. Urmează să fie stabilit, o să fie îndreptat la dispensarul narcologic în vederea stabilirii stării de ebrietate narcotică. Vecinii și mama tânărului spun că sunt efectiv terorizați. Дерется, бьется, кидает. Мы боимся спать. Боимся ни ночи, ни дня не имеем. Он очень опасный парень. Вот как, как вы живете? Мы в страхе живем. Вот сегодня, бах, бах, я вышла на балкон, смотрю, кастрюля летит с макаронами, бананы, яблоки, все. Да, фачи скандал, алярга принкаса, типа, мама талеска, что майк салвати, я сяра орли тренинг, ну, дурмяу, статя, что фудям принкаса, где мама десь ор полиция, полиция вини, я, ел вини напой. Копии, ну, пот, дуарма, девар, el strigă și nu numai strigă, urlă și cuvinte injurioase și amenințătoare. Este o problemă foarte mare. Apelând la poliție, l-a luat la spital, la Grenoble, au fost internat. Я его боюсь, потому что он может убить. Это я говорю, потому что это его слова. Поймите, я его мама, пожалейте и спасите меня. А он не принимает наркотики? Ну, он выпивает и, наверное, таки принимает. Я же его за руку не держу, я все время на работе. Я думаю, что употребляет. Deși poliția a dat asigurări că tânărul se va afla sub supraveghere, la nicio oră după ce a fost reținut și dus la spital, acesta a revenit acasă. Nu este posibil să fugă din spital? Nu. Este păzit? Poftim? Este păzit? Păi medicii nu îl eliberează. O să ne deplasăm la fața locului, o să încercăm să discutăm cu dumnealui, să vedem starea lui de responsabilitate. Practic cât a stat? Nici o oră de vreme după ce l-a luat salvarea și acum iar e în scară și terorizează lumea de acum. Vă dați seama că mă sună fiica acum, e extraordinar. Păi dar poliția a fost și a inspectat cazul, a spus că o să-l rețin la spital. Da, nu l-a reținut. Iată, el e acasă acum. Atunci și ori spitalul nu are nicio pârghie cu dânsul, ori nu știu cine. Atunci ce o să faceți? Da, o să continuăm să trăim în teroare. Ne suntem terorizați de ani de-a rândul de acum. Încă o persoană a fost arestată în dosarul microbuzului cu anabolizante. În același dosar este bănuit fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguță, care a fost citat pentru audieri. Da, este adevărat, în cazul într-acest dosar penal, noi mai avem încă o persoană, adică cel puțin avem două persoane învinuite care sunt supuse măsuri preventive arest pe un termen 30 de zile. Dar puteți să ne spuneți ce rol a avut în schema a doua persoană care a fost reținută? Nu ar fi corect, eu să vă spun. Sunt investigate un cerc larg de persoane care au avut tangență la această
transportare și capturare de marfă cu anabolizante spre ieșirea din țară și respectiv fiecare are rolul său. După cum avem noi acum informații din cei ce rezultă din acțiunile urmăririi penală și măsurile speciale de investigație. Celelalte persoane, unele sunt citate, de-abia altele sunt care au fost identificate pe sumă venire. Potrivit lui Ion Caracuian, printre persoanele citate pentru a fi audiate în dosar este fostul ambasador Andrei Neguță. Întrebat dacă va merge la audier, Neguță ne-a spus că după ce va transmite funcția unui alt ambasador, va veni acasă, iar atunci se va prezenta. Pe Facebook, Neguță a plasat astăzi un anunț potrivit căruia mandatul său de ambasador al Republicii Moldova în Rusia a luat sfârșit. Amintim că pe 5 decembrie la Vama Palanga, într-un microbus cu plăcuțe diplomatice, au fost depistate 360 de kilograme de anabolizante în valoare de peste 100.000 de euro. Ministerul de Externe a anunțat că mașina se afla în gestiunea ambasadei Republicii Moldova în Rusia. Cazul a intrat în gestiunea procurorilor. Șoferul microbuzului a fost reținut pentru 30 de zile. Cei care vor fi găsiți vinovați în acest caz riscă până la 10 ani de închisoare. În presă au apărut informații că persoane din anturajul lui Igor Dodon ar fi implicate în contrabanda cu anabolizante. Igor Dodon a negat acest lucru. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, a contestat la Curtea Constituțională modificările operate de majoritatea PSR Meșor la legea Autorității Naționale de Integritate referitoare la controlul averii și intereselor personale. Litvinenko spune că, datorită noilor modificări, socialiștii care nu își pot justifica averea obținută în perioada culoacelor vor scăpa de dosare. În alta curte a admis cererea de suspendare a modificărilor operate la legea ANI. O decizie finală privind soarta proiectului legislativ votat de PSRM și Șor va fi luată la examinarea în fond a sesizării. Deputatul Litvinenko menționează în sesizarea sa că deputații PSRM și cei de la Șor au votat nu doar modificările la legea ANI, ci ar fi introdus modificări și la codul de procedură penală. Litvinenko susține că amendamentul îi aparține deputatului transfug Sergiu Sârbu, asimilat de majoritatea PSRM Șor. Proiectul prevedea la început doar modificarea legii de funcționare a Autorității Naționale de Integritate, astfel încât prin minimizarea semnificativă a termenilor de prescripție să fie încetate mai toate dosarele pe avere nejustificate în care figurează mai mulți socialiști. Pe ultima sută de metri au fost însă adăugate prevederi care modifică și codul de procedură penală. Ideea modificării este aceea că investigarea hoților pentru infracțiune de îmbogățire ilicită să poată fi instrumentată doar după ce există un act de constatare a averii nejustificate din partea ANI, dar având în vedere că activitatea ANI a fost practic paralizată, nici dosare pe îmbogățire ilicită nu pot să mai existe. Efectul amendamentelor operate de deputații puterii este că toți socialiștii care nu își pot justifica averea obținută prin 2015, 2016 și 2017, exact în perioada culeacilor, vor scăpa de dosare și vor rămâne cu averea obținută ilegal, mai spune Litvinenko. Potrivit lui, modificările operate sunt neconstituționale deoarece nu respectă criteriile de claritate, contravin conceptului statului de drept, încalcă principiul de neretroactivitate și au fost adoptate cu încălcarea procedurilor stabilite de Constituție și regulamentul Parlamentului. Secretarul fracțiunii PSRM Vasile Bolea spune că Sergiu Litvinenko trișează și nu spune adevărul până la capăt. Cei ce a vorbit domnul Sudienco, nu știu, după părerea mea, nu știu, adărat. Deci, noi cei ce am făcut, doar am făcut ajustările la, adică, legea NIU-ului cu legislația națională, inclusiv s-a ajustat cu hotărârea Curții Constituționale. Ca urmare a respectivilor modificări, noi în anii următori vom vedea mai mulți demnitari și funcționari urmăriți pe îmbogățire ilicită sau mai puțini. Dar noi săptămânal avem persoane care sunt urmăriți pentru o îmbogățire ilicită, pentru o încălcare a regimului de conflict. Condamnați, câți vor fi? Mai mulți, mai puțini? Intereselor. Deci, urmăriți, vă rog, acele rapoarte care inclusiv sunt date organelor mass media săptămânale a anului. Deputatul Platformei pentru Moldova, Sergiu Sârbu, nu a fost găsit pentru a beneficia de dreptul la replică. Săptămâna trecută, în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, președintele Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, a menționat că modificările operate de deputații PSR Meșor la legea ANI aruncă la coșul de gunoi activitatea inspectorilor de integritate din ultimul un an și jumătate. Controversatele amendamente protejându-i inclusiv pe fugarii Vladimir Platforme.
Plahotniuc și Ilan Șor. Între timp, Curtea Constituțională a admis cererea lui Sergiu Litvinenko de suspendarea modificărilor operate la legea ANI. O decizie finală privind soarta proiectului legislativ votat de PSRM și Șor va fi luată la examinarea în fond a sesizării de către Înalta Curte. Autoritatea Națională de Integritate a salutat decizia de astăzi a judecătorilor Curții Constituționale. Dosarul Laundromat privind spălarea 22 de miliarde de dolari prin intermediul justiției și sistemului financiar bancar din Republica Moldova ar putea să fie clasat. Anunțul l-a făcut președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă în cazul dosarului respectiv, Inga Grigoriu. Ea se referă la un document semnat de către trei profesori universitari care au răspuns la întrebarea Procuraturii Generale. Instituția se interesează dacă poate fi sau nu considerată ilegalitate spălarea de bani atât timp cât nu a fost demonstrată infracțiunea inițială. Citind opinia profesorilor, la prima vedere, ca om care nu am studii în domeniu, pot să vă zic că acest răspuns, de fapt, mi s-a părut că vine în folosul de a stopa ancheta sau de a clasa dosarele. La cabinetul din umbră, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a declarat cu referire la răspunsul profesorilor universitari că dosarul Laundromat ar urma să fie clasat. Eu consider că conducerea actuală a Procuraturii Generale încearcă să claseze dosarul Laundromat și se pregătesc de această etapă importantă în activitatea lor. Credeți dumneavoastră că ei caut într-un fel mai mult acoperiș da, pentru da. Da, o etapă da. De clasare a da. Dosarului? De clasare? Da, sau sigur. De schimbarea acestei... A macazului. Vreți schimbarea macazului, vreți clasarea dosarului sau eliberarea de răspundere penală a persoanelor care se fac vinovate de spălarea peste 22 miliarde prin sistemul financiar bancar al Republicii Moldova. Unul dintre autorii scrisorii expediate procurorilor, doctorul în drept Adrian Aișanu a intervenit telefonic în discuțiile de la cabinetul din umbră, declarând că documentul respectiv nu conține vreo recomandare privind clasarea dosarului Laundromat. Dacă există probe care presupun incidența infracțiunii predicat, înseamnă că este posibil de expedia dosarul în instanță de judecată. Eu nu văd temei de încetare a urmăririi penale sau alte asemenea soluții luate pe caz. Am înțeles. Deci, vă rog frumos să nu interpretați eronat. Procuratura nu și-a propus niciodată scopul să claseze vreun dosar prioritar aflat în topul agendei instituționale, ci a predat mereu pentru aflarea adevărului obiectiv și soluționarea temeinică a cauzei, se mai arată în comunicatul citat. Odată cu învestirea Maiei Sandu în funcție de președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon a rămas fără imunitate juridică. Acesta ar putea fi tras la răspundere penală în contextul în care numele lui figurează în mai multe dosare. Iar în aceeași ordine de idei, am structurat cele mai răsunătoare dosare în care a fost nu o singură dată subliniat numele deja fostului președinte Igor Dodon. Episodul cu punga neagră cu calendar cunoscut în spațiul public ca dosarul Culioc i-a marcat finalul mandatului de președinte al lui Igor Dodon, iar analiștii politici spun că acest moment a fost determinat în scrutinul prezidențial din 2020 pe care Dodon l-a pierdut. Filmulețul a fost publicat pe 18 mai anul curent. În el apare Igor Dodon, căruia fostul lider PD Vladimir Plahotniuc îi întinde o pungă neagră. Alături în imagine apare și Serghei Yaralov, supranumit arhitect a celebrului șaf bancar din 2014. Imaginele video au fost publicate de către deputatul Iuri Ereniță, care a spus că le-a găsit în cutia poștală pe un stick. Luna iulie, procurorul general Alexandru Stoianoglu spunea în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că va solicita o expertiză a filmulețului prezentat de Reniță. Mai obligat ne inițiurăm ugalovne proces, în ramca cătoră bud preedini neabhădime действия.
Понятно, что по логике вещей мы должны допросить всех участников этого процесса, получить их показания, да, и исходя из этого выстраивать какую-то, ну, скажем, версию. Numai că nici Igor Dodon, nici ceilalți actori politici care apar în imagini nu au fost audiați. Iar la scurt timp, procurorul Stoian Oglu a declarat că acest filmuleț nu reprezintă o dovadă clară a unei infracțiuni. A pus totul pe seama politicului, după care a spus că procuratura nu se va implica în rivalități politice. Și din punct de vedere juridic, dosarul cu Loc s-a încheiat. Un alt episod care a generat reacții de durată în spațiul public se referă la dosarul Bahamas, în care apar mai mulți deputați socialiști, dar și numele Galinei Dodon, soția celui care, începând de astăzi, nu mai este șef de stat. Мы допросили по этому делу уже около 30 лиц, то есть всех лиц, которые получали деньги. Кстати, все эти лица деньги потом вернули обратно. И все это происходило в феврале, в марте 2016 года. А выборы, кстати, президента, по-моему, были в ноябре. У нас по этому делу есть еще вопросы. По делу направлено отдельное поручение Швейцарию. Мы конкретизировали целый ряд вопросов, по которым хотим получить ответы. И исходя из ответы, которые получим от швейцарских, этим мы будем определяться уже с обвинением. Будет оно, не будет оно. Но хочу вам сказать, что нам очень не то, что сложно, невозможно квалифицировать действия этих людей как финансирование партии. În luna ianuarie 2020, liderul platformei de Andrei Năstase a transmis un denunț la procuratură în care a solicitat verificarea surselor de venit ale lui Igor Dodon. Atunci procurorii au spus că nu este de competența lor să-i verifice averea lui Dodon și au transmis denunțul la Autoritatea Națională de Integritate. Între timp, la ANI s-au adunat și alte sesizări ce vizează veniturile și integritatea lui Igor Dodon. Săptămâna trecută, în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV, șefa Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, a confirmat că sunt cel puțin 9 sesizări la ANI cu Dodon în prim plan, ele provenind atât de la deputați cât și de la societatea civilă. În opinia analiștilor politici, procedura de la ANI care îl vizează pe Dodon ar fi unul dintre motivele pentru care, la ultima ședință a Parlamentului, majoritatea PSR Meșor a încercat să anihileze Autoritatea Națională de Integritate. Tot săptămâna trecută, șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a spus că Dodon va răspunde penal pentru faptele sale. Dar după ce Stoian Oglo nu va mai fi procuror general. După ce rămâne fără imunitate. După mine, nu trebuie să doarmă noaptea, fiindcă în viziunea mea, el este subiect a investigației pe mai multe aspecte, ce ține de finanțarea PSRM, de îmbogățire ilicită, de imixtiune în desfășurarea activității altor organe, cum ar fi abuzul, depășirea, etc. Ce va fi posibil de demonstrat cu actualul procuror general? Vă spun că nimic. Incendiu de proporții pe traseul Slobozia Mare-Vulcănești. A luat foc o autocisternă cu 26 tone de motorină. Trei echipaje de pompieri au luptat cu flăcările. Un alt incendiu a mistuit un apartament de la bloc în sectorul botanic al Chișinăului. O femeie și-a pierdut viața. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat aproape de ora 10. Oamenii au anunțat că un apartament de la etajul 5 al unui bloc de la Botanica a fost cuprins de flăcări. Pompierii au evacuat din locuință o femeie în stare inconștientă. La scurt timp, medicii au constatat decesul acesteia. Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite ulterior. Un incendiu de proporții a avut loc și pe traseul dintre satul Slobozia Mare și orașul Vulcănești. O autocisternă cu 26 de tone de motorină a luat foc. Trei echipaje de pompieri au luptat cu flăcările. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat imediat după miezul nopții. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în urma incendiului nimeni nu a avut de suferit. Cauza arderii și circumstanțele urmează a fi stabilite. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 23 de situații de risc. Sute de funcționari publici și demnitari de stat, procurori, deputați și judecători, verificați de Autoritatea Națională de Integritate, ar putea scăpa de sancțiuni, urmare a amendamentelor votate noaptea de Parlament la legea cu privire la ANI. Printre cei puși la adăpost prin modificările votate de majoritatea PSR Meșor se numără Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, dar și mulți deputați investigați de ANI. Unii dintre ei au votat acest amendament, ceea ce înseamnă conflict de interese. Subiectul a fost discutat în Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV cu șefa ANI, Rodica Antoci.
Președinta Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, susține că prin amendamentele introduse miercuri noaptea în legea cu privire la ANI, Parlamentul aruncă la coșul de gunoi munca inspectorilor de integritate pe dosare ce vizează nume sonore, inclusiv din politica moldovenească. O bună parte din actele de constatare ce vizează aceste persoane urmau a fi făcute publice în următoarele două luni. Printre cei protejați de modificările operate miercuri se numără și Vladimir Plahotniuc, de care socialiștii spun că ne-au salvat în 2019. Aici este problema cea mai dureroasă pentru autoritate. Spre exemplu, dacă avem controale care s-au inițiat în procedură anul acesta, poate unele termene să nu expire imediat după ce va intra în vigoare această lege. Dacă avem dosare care au o procedură un an și un pic, bineînțeles, aici se vor merge deja plasate sau va fi aruncate la urna de gunoi. Există vreo investigație legată de Plahotniuc? Sesizări în oficiu știu că au fost. Dacă nu este încă actul, înseamnă că este în procedură de control. Pentru asemenea situații s-au făcut și anumite scrisori prin intermediul Ministerului Justiției pentru a solicita careva informații din extern. Și dacă intră în vigoare această lege, bineînțeles că avem de suferit. Adică în ce sens? Nu o să mai puteți, pentru că a trecut un an sau ce anume? Din punctul ăsta de vedere, aveți în vedere, da? Și nu numai aceste dosare, dar mai multe persoane, m-am spus. Aceste amendamente care le-au băgat ieri, vi le-au băgat ieri parlamentarii noștri, într-un fel joacă în favoarea unor oameni care au părăsit Republica Moldova în virtutea evenimentelor din iunie 2019. Ca să fim mai expliciți, deci constatăm un aspect. Acum sunt foarte multe sute de dosare în control la inspectori de integritate care în cel mai devreme urmau să fie date spre publicul larg în anul curent la sfârșit sau chiar la începutul anului viitor. Intrarea în vigoare acestei legi, bineînțeles că va tăia din deciziile inspectorilor de integritate. Rezultatele lor nu vor fi așa de palpabile. Avem peste 15 dosare numai anul curent pe dosarele de încălcare a regimului juridic al averilor, cu averi nedeclarate sau cu diferențe de substanțială între venitul pe care le-a declarat. Deci, da, e o muncă grea. Și atunci când am vrut și noi să ne bucurăm de rezultatele, de munca pe care acești inspectori foarte mult le va tăia elanul inspectorilor de integritate, de a fi mult mai determinați și curajoși. Amendamentele la legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate au fost elaborate de 11 deputați socialiști, mulți dintre ei verificați acum de ANI. După ce legea va intra în vigoare, toți demnitarii publici care sunt vizați în prezent în investigațiile ANI vor cădea sub incidența legii modificate miercuri de PSRM. Meșor. Săptămâna trecută, ANI a dat aviz negativ acestui proiect, semnalând consecințele defavorabile și efectele nedorite asupra dosarelor aflate în derulare la ANI, inclusiv în ceea ce privește sancționarea și aplicarea interdicțiilor. Încă un deputat socialist depistat în situație de incompatibilitate de către Autoritatea Națională de Integritate. Este vorba de Alexander Nesterovski. Anunțul a apărut pe site-ul ANI, dar fără numele deputatului și fără specificarea că acesta ar fi de la PSRM. Detaliile suplimentare au fost dobândite de către reporterii Jurnal TV. Potrivit surselor noastre, Nesterovski ar fi deținut funcția de director al unei companii de turism, al cărei fondator este, fapt incompatibil cu funcția de deputat. Nesterovski a neglijat toate apelurile noastre, inclusiv SMS-urile. În săptămâna 14-18 decembrie 2020, Autoritatea Națională de Integritate a constatat incompatibilitate de funcție în privința unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Se arată în comunicatul ANI publicat astăzi. Potrivit surselor noastre, investigația ANI îl vizează pe deputatul socialist Alexander Nesterovski. Alte surse ne-au confirmat că acesta ar fi deținut anterior o funcție remunerată în cadrul unei firme de turism al cărei asociat este și în prezent. Nu este clar însă perioada în care Nesterovski ar fi ocupat funcția de director al acestei firme. Numeroasele noastre încercări de a discuta astăzi cu deputatul Nesterovski nu s-au soldat cu succes. Acesta ne-a închis telefonul de fiecare dată când l-am apelat. În declarația de avere a socialistului, acesta menționează că este cofondator al companiei. Acum un an, în cadrul campaniei pentru un parlament curat, jurnaliștii de investigație au depistat și alte abateri admise de Nesterovski.
Dobrovolski. De exemplu, a vândut un automobil Mitsubishi Outlander și nu a inclus asta în declarația de avere. Conform acestei investigații, Nesterovski nu a declarat nici apartamentul de peste 53 de metri pătrați pe care l-ar fi primit prin donație în 2016. Pe de altă parte, socialistul a făcut donații generoase la PSRM. De exemplu, în 2014, Nesterovski declara un venit anual de peste 19.000 de lei. În schimb, pentru campania electorală din 30 noiembrie 2014, el a donat la PSRM 82.450 de lei. Donațiile au continuat să curgă și în anii următori. În 2016, el a donat 77.750 de lei pentru alegerile prezidențiale. În 2017, a donat partidului 45.500 de lei, iar în 2017 a donat partidului peste 45.000 de lei. În 2018, peste 38.000 de lei în campania pentru alegerile locale noi din Chișinău. Jurnal TV rămâne în așteptarea unei reacții din partea deputatului Alexandru Nesterovski, precum și a actului de constatare a incompatibilității emis de Autoritatea Națională de Integritate. Iată ce vă așteaptă în partea a doua emisiunii 4 la Jurnal TV. Ne revedem după o scurtă pauză. Stați aproape! Cele două firme din regiunea transnistreană, despre care fostul șef al poliției de frontieră, Rosian Vasiloi, spunea la o emisiune de la Jurnal TV că ar fi implicate în traficul cu țigări și că schema ar avea paravan politic la nivel înalt la Chișinău, au rămas fără licență. Agenția Servicii Publice le-a retras dreptul de a mai importa țigări după ce a fost sesizată de Serviciul de Informații și Securitate. În paralel, administrația separatistă de la Tiraspol i-a transmis două scrisori vicepremierului pentru reintegrare, Olga Cebotari, în care îi cere să intervină în vederea deblocării unui lot de țigări neconforme blocate de vamii și moldoveni. Decizia de retragere a licenței celor două companii transnistrene, Almaviz și Tabi Import, a fost emisă de Agenția Servicii Publice pe data de 21 decembrie. Aceasta urmează a fi remisă instanțelor de judecată pentru adoptarea unor hotărâri judiciare privind încetarea activității celor două firme suspectate de contrabandă. Jurnal TV a intrat în posesia două scrisori semnate de reprezentantul politic al administrației transnistrene la negocierile în problema transnistreană Vitali Ignatiev, în care acesta încearcă să exercite presiune asupra vicepremierului moldovean pentru reintegrare, Olga Cebotari, în vederea deblocării unei partide uriașe de țigarete neconforme introduse de cele două firme în Moldova și care au fost reținute de vameși și moldoveni. Fostul șef al poliției de frontieră, Rosian Vasiloi, a făcut publică schema de contrabande cu două săptămâni în urmă, în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră. El spunea atunci că patru containere cu 34 de milioane 500 de mii de țigarete, care nu corespund rigorilor legale, au intrat în Republica Moldova prin punctul de trecere Tudor Starocazacie. Țigările au intrat în Republica Moldova fie vinerea trecută seara, fie sâmbătă de dimineață. Mm. Și practic o săptămână acest lot de țigări se afla în punctul de trecere Tudor Starocazacie, pe partea noastră. De ce s-au aflat atâtea zile acolo? Ce s-a murat acolo? Ce s-a verificat? Nu știți. Eu presupun și am bănuieli rezonabile că cei de la Almaviz au încercat să cumva să închidă întrebarea. Mm. Pentru că, în opinia mea, aceste țigări nici de cum nu pot intra în Republica Moldova pentru că nu corespund rigorilor
naționale. Mai exact, pachetele de țigări nu conțin avertismente privind daunele provocate de tutun asupra fumătorilor, o prevedere obligatorie pe teritoriul Republicii Moldova, care se conține în legea cu privire la controlul tutunului. În demersurile sale transmise vicepremierului pentru reintegrare, exponentul regimului separatist de la Tiraspol, Vitali Ignatev, încearcă să o convingă pe Olga Cebotari că prevederile legii respective nu se pot răsfrânge și asupra teritoriului din stânga Nistrului, controlat de structurile separatiste. Prin urmare, Ignatev cere deblocarea țigărilor depozitate la Căușeni și anularea restricțiilor impuse celor două firme transnistrene. Marcarea suplimentară și atenționarea obligatorie despre dauna fumatului pe fiecare pachet este necesară în cazurile comercializării țigărilor pe teritoriul Republicii Moldova. Dar în demersul meu am subliniat că lotul de țigări, la fel ca alte livrări anterioare ale companiei Almavis, făcute din ziua obținerii licenței oficiale, este destinat exclusiv consumatorilor din regiunea transnistreană. Legislația locală privind ambalarea produselor din tutun este respectată pe deplin în procesul de vânzare a țigărilor în rețelele comerciale din Transnistria. În acest context, consider că retragerea licenței este o acțiune politică fără o argumentare juridică ce înrăutățește condițiile de afaceri în Transnistria. Sărată în a doua scrisoare transmisă Chișinăului de către exponentul regimului ilegal de la Tiraspol, Vitali Ignatev, primul demers oficial al acestui a fost transmis autorităților constituționale pe data de 18 decembrie 2020. Patru persoane, printre care doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon după ce au dat focul în sobă. Cazul a avut loc într-o gospodărie din Tudora, raionul Ștefan Vodă. Sătenii au aprins focul în sobă pentru prima dată în acest sezon. Un bărbat în vârstă de 34 de ani, o femeie de 31 de ani și doi copii de 6 și respectiv 9 ani au avut nevoie de îngrijiri medicale. În context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează oamenii să fie foarte atenți la exploatarea surselor de încălzire, să aerisească bine încăperile, iar pe noapte focul din sobă să fie stins. 5 copii din secția chirurgie septică a Institutului Mamei și Copilului s-ar fi intoxicat. Pacienții cu vârste cuprinse între 1 și 7 ani au avut nevoie de intervenție urgentă. Au prezentat semne de vomă, fiind suspect la o intoxicație alimentară. În dimineața zilei de astăzi, comisia specializată din cadrul spitalului a verificat alimentele consumate de către copii, inclusiv din cadrul cantinei, constatând faptul că o parte din pacienți au întrebuințat pe lângă alimentele distribuite din cadrul cantinei spitalului și alimente aduse de acasă, care erau păstrate în condiții necorespunzătoare. Momentan, pacienții se simt în stare satisfăcătoare, nu au simptome de agravare a stării de sănătate. Comisia specială creată în cadrul spitalului va constata cauza exactă a intoxicației. Șeful grupării separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost la Moscova, unde ar fi cerut simplificarea procedurii de dobândire a cetățeniei ruse de către locuitorii din regiunea transnistreană. La aeroportul Chișinău, acesta a ieșit prin zona VIP, unde era așteptat de mai mulți agenți de securitate. Potrivit site-ului Flightradar24, cursa charter care l-a adus pe liderul separatist la Chișinău a aterizat astăzi la ora 16:28. Acesta a fost așteptat de mai mulți agenți de pază care se aflau într-o Škoda cu plăcuțe transnistrene de înmatriculare, însoțită de o Toyota. Tot cu această mașină, Krasnoselski a ajuns la aeroportul Chișinău atunci când a plecat la Moscova, cu 4 zile în urmă. Подалисите. С какой целью в Москве? Krasnoselski urma să revină în Moldova ieri seara, dar ceața i-a stricat planurile, susțin sursele Jurnal TV. La revenire, la bordul avionului nu s-a mai aflat Ilia Kazmali, unul dintre patronii holdingului Șerif, care l-a însoțit pe Krasnoselski la plecare. Acum 4 zile, el a încercat să-și ascundă fața cu geaca. Presa transnistreană și cea rusească anunță că șeful regimului separatist transnistrean s-a întâlnit la Moscova cu mai mulți șefi din conducerea Federației Ruse, inclusiv cu Dmitri Kozak, reprezentantul special al președintelui rus pentru
pentru dezvoltarea relațiilor comerciale economice cu Republica Moldova și autorul eșuatului memorandum de federalizare a Moldovei. La Moscova, Krasnoselski a cerut simplificarea procedurii de dobândire a cetățeniei ruse de către locuitorii de pe malul stâng al Nistrului, astfel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să meargă în Rusia pentru această procedură. Cei din Duma Rusă spun că problema ar putea fi soluționată după modelul aplicat în Donbass, prin decret prezidențial. Legislația rusă interzice dubla cetățenie. Polițiștii ar trebui să împartă amenzi în stânga și în dreapta, numai intrând în piața centrală. Frica de coronavirus este în aceste zile eclipsată de bucuria apropiatelor sărbători de iarnă. Sute de oameni mișunau printre tarabe cu produse din piața centrală. Unii nu aveau nici mască, nici mănuși de protecție. Administratorul pieței spune că face tot ce este în puteri să-i convingă pe vânzători și cumpărători să respecte regulile impuse de pandemie, dar de multe ori nu are cu cine vorbi. Cu sau fără măști de protecție, oamenii au ieșit la cumpărături pentru masa de sărbătoare. Unii din ei par să fi uitat că suntem în stare de urgență, iar riscul infectării cu noul tip de coronavirus este unul sporit. Aglomerația nu-i sperie pe cumpărătorii. Chiar dacă la intrare sunt obligați să-și pună masca, odată ajunși în piață, repede o scot și o pun prin buzunare. Am încercat să aflăm de ce fac acest lucru. Cei cu pricină ne-au zis că nu cred în coronavirus și poartă masca doar pentru că se tem de poliție. Dar nu vă este fric să vă infectați de coronavirus? Nu. Totuși sănătatea stă pe primul plan. O puneți acum? Ați aruncat-o undeva? Nu. Este masca de protecție. De ce nu îmbrăcați masca? O îmbrac manedu și eu. Da, trebuie să vă păziți, nu să vă... Dați-mi pace. De ce îmbrăcați masca doar atunci când vedeți camerele de filmat? Salut, poți să-mi spui de ce nu porți masca de protecție? Poftim? De ce nu porți masca de protecție? Chiar am unul, așa am făcut cumpărături. La intrare în piață toți sunt obligați să poarte masca. Văd că tu ți-ai scos-o. Spuneți, de ce nu aveți mască pe față? Așa, nu cred. Dar cum vă dat voi să intrați dar în piață? Da, mai lăsați-vă în pace, vă rog. Da, dar vrem să ne spuneți de ce nu respectați cerințele. Suntem în pandemie. Și eu am dreptul la o viață privată. Da, dar trebuie să respectați. Sunt niște norme impuse. Da, asta e respect. Pentru asta puteți fi amendat. Cunoașteți? Știu. Alții, din potrivă, spun că toți ar trebui să poarte masca de protecție. Это необходимо. Это необходимо. Тот, кто нарушает, сами себе враги и всей нашей стране. Irresponsabil. Nu își dau seama că asta, într-adevăr, este o boală gravă, mai ales pentru oamenii de vârsta mea. În toată vremea și în toată ziua. Numai când s-a acasă la minim un grad, atunci ai îmbrăcat mască. I-am surprins fără mască sau cu ea sub barbă și pe unii comercianți. O puneau pe față doar după ce vedeau camera de filmat. Alții însă s-au dovedit a fi mai responsabili. Păsim, avem dezinfectant, uitați-vă! Și ne prelucrăm masca, fiindcă este mască multifuncțională. Când terminăm, mai luăm niște alcool de la farmacie și... Când vedeți cumpărătorii că merg fără mască, îi rugați să-și pui mască? Ne rugăm frumos. La noi și așa distanța este respectivă. Dar când se întâmplă așa, oamenii sunt ascultători, fiindcă toți au nevoie de piață. Nu sunt niciunul. Ia căutați-vă în prejur, toți au mască. Toți au mască. Plus la asta, la noi în piață nu e aglomerație. Ia căutați prin prejur, oamenii toți au distanță. Directorul interimar al pieții centrale, Ion Panta, ne-a spus că problema persistă. Inspectorii de securitate din piață monitorizează respectarea acestor măsuri. Deci cei care nu respectă, iarăși, sunt notificați. Adică în fiecare dată se notifică direcția de poliție, angajații direcției de poliție și angajații agenției naționale de sănătate publică pentru a fi sancționați anume acei agenți economici care nu respectă aceste măsuri. Bilanțul cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns la 138.213 cazuri, 122.614 au fost vindecați, iar aproximativ 3.000 de persoane au pierdut lupta cu boala.
Atât pentru ediția de astăzi. Vă așteptăm și duminica viitoare, cu noi subiecte și cazuri de răsunet. Dacă ați fost martorii unor fără de legi sau dețineți informații de interes public, nu ezitați să ne contactați la 022-859-300 sau să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@jurnaltv.md. Ne găsiți și pe pagina de Facebook jurnaltv.md. Numai bine!